vecină acesta, care a avut o întâlnire extrem de fructuoasă pe care am avut-o anul trecut. Da, eu mulțumesc. Întâlnirea noastră este cu dumneavoastră, președintele Chinei, întâlnirea cu primul ministru, celelalte întâlniri pe care le-am avut aici la Beijing, arată nivelul extrem de înalt al relațiilor dintre China și România. Într-adevăr, anul acesta aniversăm 65 de ani de relații diplomatice, dar sunt 65 de ani în care România și China au dovedit întotdeauna respect și prietenie între țările noastre. Vreau să știți că urmărim cu mare atenție și admirație eforturile pe care China le face pentru a se dezvolta în continuare, pentru a aplica reforme, pentru a asigura bunăstarea întregului popor, cel mai numeros din